cuvintele de final ale Domnului Iisus, ale Tatălui pentru Fiul Său. Acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Cunoaștem mesajul și de ce a venit Domnul Iisus Hristos pe pământ. Cunoaștem, Iisus a spus: lasă-mă, Ioan, să fiu botezat, pentru că așa este scris. În momentul acela cerul s-a deschis, vocea lui Dumnezeu a vorbit de sus: acesta este Fiul meu preiubit. Porumbelul s-a coborât pe Domnul Iisus Hristos. Sunt cuvinte pline de putere, pline de viață aceste cuvinte. De El s-a ascultat. Dar vreau să subliniez acest ultim verset. Cuvânt al Tatălui care spune: acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Doresc să ne întrebăm în seara aceasta și să ne punem întrebarea aceasta: îți găsește Dumnezeu plăcerea în tine? M-am întrebat: Doamne, îți găsești plăcerea în mine? Acesta este Fiul meu preiubit. De El s-a ascultat. Dar iată cât valoare are cuvântul acesta care Dumnezeu îl spune la începutul lucrării. El este Fiul meu preiubit, care îmi găsesc plăcerea în El. Astăzi Dumnezeu se uită și este interesat de viața ta. Este interesat de viața ta. Este interesat de viața mea. El se uită la noi dacă găsește plăcere în noi. Se uită la noi dacă găsește plăcere în cuvintele noastre, în purtarea noastră, în mâinile noastre, picioarele noastre, în trupul nostru. Noi suntem templu al Duhului Sfânt. În noi locuiește Hristos. Noi suntem biserica Lui. Noi suntem trupul Lui. Și El astăzi îți face lucrarea prin noi. El trăiește în noi. Împărăția cerurilor este noi și trăiește în noi. Îl cunosc pe Domnul Iisus de tată de 14 ani. Am 8 copilași și slujesc ca slujitor în Oltenița, într-o comună, Spanțov. N-am știut ce distracție, băutură și mers la restaurant sau discotecă. Am știut de mic copil, când părinții mei mergeau la adunare, să merg și eu cu ei. Și când întârziam la adunare, ușa era închisă, pentru că nu erau clădiri așa de mari, erau camere, așa cum cunoașteți cu toții. Și dacă ajungeam târziu, nu mai puteam să intru înăuntru. De ce? Pentru că nu puteam să deranjez Duhul Sfânt. Aleluia! Prezența Domnului era acolo, locul se cutremura. Aleluia! Dumnezeu îți făcea lucrarea și lucra. Așa, să ne uităm astăzi în viața noastră și vrem să ne cercetăm în seara aceasta, fiecare dintre noi. Spunea fratele, nu este suficient doar că suntem aici, cântăm și ne simțim bine. Și poezia spunea, fetița aceea tânără, pocăința. Iubiți mei, frați și surori, pocăința nu este o plăcere. Pocăința este o suferință. Păcatul este o plăcere. Păcatul este o plăcere. Să ții crucea Domnului Iisus Hristos și să-L urmezi pe El nu este ușor. Domnul Iisus Hristos a spus la femei când au venit la El să plângă: dacă cu lemnul cel verde s-a întâmplat, ce va fi cu cel uscat? Fiice al Ierusalimului, plângeți-vă pe voi și ai voștri copii. Plângeți-vă pe voi și ai voștri copii. Dacă cu lemnul cel verde s-a întâmplat, ce va fi cu cel uscat?
Și dacă citim Biblia mai departe, că toți am sărbătorit învierea Domnului Iisus Hristos și am văzut cu toții lumina care s-a adus din alte părți, din alte țări. S-a adus această lumină și a fost purtată ca oamenii să ia această lumină. Să primească această lumină în case, cu lumânări și așa mai departe. Și oamenii nu înțeleg că lumina vine de sus, de la Dumnezeu. Ei nu înțeleg ce înseamnă această lumină. Este Iisus Hristos. Și seara aceasta Domnul a vorbit prin proroci că El este aici. Și noi trebuie să credem că lumina Lui este aici. Și această lumină nu sunt în locuri sfinte, în biserici sfinte, ci această lumină este în trupul tău și în viața ta și în inima ta. Ucenicii au întrebat, Doamne, unde este această împărăție? Unde este această împărăție care ne vorbește de ea? Și Iisus a spus, împărăția este în voi și în inimile voastre. Împărăția trăiește în noi și în inimile noastre, slăviță de Domnul. În casa ta este o împărăție. În casa ta este Iisus. Ești templu al Duhului Sfânt. Trupul tău are valoare. Ești templu al Duhului Sfânt. Dacă Iisus locuiește în tine, ești templu Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul. Deci în seara aceasta, cred că nu este o seară în zatar. Să ești binecuvântat că ești în seara aceasta aici. Ești binecuvântat că ești în casa Domnului. Suntem slujitori și aici în seara aceasta sunt mulți slujitori. Observăm în bisericile noastre cum marțea, joia, frații răresc biserica, nu mai este interes pentru Domnul, nu mai este interes pentru lucrarea Domnului, nu mai este interes pentru valorile care Biblia le vorbește. Spunea fratele din România, da, de ce România, Biblia spune cuvântul Domnului, pământul este blestemat datorită păcatului, așa spune Biblia. Este blestemat datorită păcatului. România s-a mulțit păcatul. România nu mai apreciază valorile. Care sunt aceste valori? Valorile credinței. România și-a pierdut valorile adevărate. Și ce este greu și dificil astăzi este că biserica și-a pierdut adevăratele valori. Biserica și-a pierdut adevărata valoare. Și care este această valoare? Este credința în Dumnezeu. Dacă ne uităm în societate și în lumea care trăim astăzi, oamenii caută succesul. Astăzi oamenii caută succesul. Succes în bani, succes în case, succes în mașini cea mai tare și așa mai departe. Și toate aceste lucruri le caută lumea. Biblia spune cuvântul Domnului. Domnul nu spune, cei ce are succes va avea viață veșnică. Cei ce are succes va trece de la moarte la viață. Nu spune Biblia așa. Cei ce are credință în Domnul. Cei ce cred în Domnul va avea viață veșnică. Aleluia. Doamne, în seara aceasta nu vrem succesul nostru. Nu vrem realizările noastre. Și succesul este al Tău, Domnul. Este un cuvânt care spune în Biblie și îl cunoașteți cu toții. Ce ți-ar folosi să câștigi toată lumea dacă ți-ai pierde sufletul? Am citit cuvântul acesta de multe ori și l-am cântărit. Ce ți-ar folosi, omule, să câștigi toată lumea dacă ți-ai pierde sufletul? Și aici Dumnezeu cântărește lumea cu sufletul tău. Pune lumea în partea stângă și în partea dreaptă pune sufletul tău și ți arată Dumnezeu ce valoare are sufletul tău. Lumea aceasta și tot ce este în ea n-are nicio valoare. Ce ți-ar folosi dacă ai câștigat toată lumea și ți-ai pierde sufletul? Ce ți-ar folosi? Ce bogăție ai că în sufletul tău trăiește Iisus? Ce avere ai că în sufletul tău trăiește Iisus și sufletul tău este curat? Iisus a cântărit când a spus mesajul acesta și cuvântul acesta.
să câștigi toată lumea este nimic, este zero, este pierdere. Dacă îți pierzi sufletul, fii foarte atent la aceste cuvinte. Există un preț. Există un preț pentru păcat. Există un preț pentru păcatul sufletului tău, care fiecare dintre noi, într-o zi, dacă nu trăim pe pământul acesta cu Dumnezeu, vom plăti. Dar fiți foarte atenți, nu există niciun preț pentru câștigarea sufletului tău. Pentru păcat există un preț, dar pentru suflet, după ce ai plecat pe pământul acesta și ai trăit viața ta în păcat și fără Dumnezeu, nu există niciun preț din lumea aceasta să poată să-ți câștige sufletul. De ce? Pentru că Iisus a plătit prețul cel mai mare. Iisus a plătit prețul cel mai mare. Nici o bogăție, nici o avere, nici un om de pe pământul acesta nu poate să plătească ceea ce a plătit Iisus. Dumnezeu a dat pe Iisus să moară pentru noi cel mai scump preț. Nu se poate compara. De aceea Dumnezeu a spus, ce ți-ar folosi, omule, să câștigi toată lumea dacă ți-ai pierde sufletul? Dumnezeu imediat a calculat, s-a uitat și a văzut lumea aceasta cu tot ce este în ea și sufletul tău. În seara aceasta doresc din toată inima. Suntem frați și surori aici, care îl cunosc pe Domnul poate de multă vreme, așa cum spuneam. Îl cunosc pe Domnul de mic copil. Nu te cunosc, dar Iisus te cunoaște. Iisus te cunoaște. În seara aceasta, aș vrea să ne facem o verificare în sufletul nostru. Pentru că nu contează poziția, nu contează numele, nu contează slujba, nu contează darul pe care îl ai. Înaintea lui Dumnezeu, cu toții suntem egali. Domnul Iisus n-are prieteni sau oameni, așa cum avem noi, uitându-ne la fața omului. Nu. Este un cuvânt în Biblie, care cu toții suntem conștienți și cunoaștem referitor la credință. Fiți foarte atenți. Unde este voia Domnului cunoscută, acolo este credință. Unde este voia Domnului cunoscută, acolo credința funcționează. Acolo este putere, acolo este credință Dumnezeu. Pentru că Biblia spune, omul fără credință este cu neputință să vadă fața lui Dumnezeu. Și în seara aceasta, Dumnezeu să ne mărească credința, să credem în El. Pentru că nu este suficient doar aici să spunem aleluia, să spunem osana. Nu este suficient doar aici să zicem, îl cunosc pe Iisus și îl iubesc. Domnul vrea mai mult de la noi. Pentru că noi suntem mădularele Lui. Noi suntem trupul Lui. Ești mădular din trupul Domnului Iisus Hristos. În tine trăiește Fiul lui Dumnezeu. În tine trăiește Iisus. În tine trăiește puterea lui Dumnezeu. Ai valoare. În tine este comoară. Această comoară este Iisus. Și când vorbim de această comoară, să știți că nicio comoară nu este lăsată la voia omului undeva pusă să fie atinsă. Orice comoară care este comoară este pusă undeva. De aceea Domnul Iisus Hristos vorbește în Noul Testament despre comoara aceea. Omul care dă de ea trebuie să ducă să vândă tot ce are și să ducă să cumpere acea comoară. Domnul vorbește. De aceea această comoară care este cuvântul lui Dumnezeu, această comoară care este Iisus Hristos, această comoară locuiește în noi, în viața noastră, în inimile noastre, în casele noastre. Și seara aceasta doresc din toată inima
Ca Dumnezeu să binecuvinteze țăntăreiul. Dumnezeu să binecuvinteze bisericile de unde ați venit. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze România. Amin. Pentru că pentru fiecare în parte Dumnezeu are un plan minunat. Și suntem conștienți de lucrul acesta. Că trăim într-o lume plină de corupție. Trăim într-o lume care Domnul Iisus Hristos dorește și vrea ca noi să gândim diferit față de ea. Trăim într-o lume care Domnul ne-a chemat pe noi să dăm direcții noi acestei lumi. Și El lucrează prin noi. Noi suntem aceia. Și astăzi Dumnezeu ne-a chemat pe noi, pe fiecare în parte dintre noi, pe lucrători, pe slujitori. Nu contează poziția, nu contează numele, închinarea nu pornește din față, închinarea nu pornește din instrument, închinarea pornește din inima ta. Amin. Din inima ta pornește închinarea. Nu contează locul și poziția în care ești. Și să crezi că ești ascultat de Domnul dacă ești într-o poziție. Nu contează. Când Domnul te cheamă într-o lucrare și vrea să-ți facă lucrarea cu tine, El te cheamă de acolo, din ultima bancă. Nu contează poziția și numele care îl ai. Când Domnul l-a chemat pe David, nu știa nimeni de el. Nu-l cunoștea nimeni, n-avea nicio poziție, n-avea niciun nume. Domnul l-a chemat de la oi, de acolo. Nu era cunoscut de nimeni. N-avea niciun titlu, n-avea nicio poziție. Și când Domnul l-a chemat, te-a spus, tu ești David, care prin tine vreau să salvez Israelul. Prin tine vreau să desleg robia poporului meu. Și în seara aceasta nu contează numele tău, nu contează poziția, să n-ai această inimă și de multe ori această supărare pe pastor sau pe cineva în adunare că nu te pune sau nu sunt prioritate la un cântec sau ceva. Poate n-ai timp în adunare să cânti sau să spui ceva. Dar acasă nu mai este nimeni, nu mai este nici păstorul cu tine. Nu mai este nimeni. Acasă ești decât tu cu Iisus. Aleluia. Decât tu cu Iisus. Și acasă închideți odăița ta. Aleluia. Și Domnul, dacă va vedea rugăciunea ta plină de lacrimi și nascuns, Domnul va asculta și Domnul te va binecuvânta. Slăvit să-i fie numele Lui. Și binecuvântat să fie numele Lui. Dar în seara aceasta voi încheia și vreau să recunoaștem înaintea Domnului, pentru că fratele Fervăraș a spus să fim scurți în a predica. Doamne, în seara aceasta ajută-ne, în vremea aceasta de pe urmă și în vremea aceasta de confort. Și știți că mulți s-au dezechilibrat în vremea aceasta de confort. Și rugăciunile noastre au scăzut. Și închinarea și lacrimile noastre au scăzut. Fiind din zona aceea a Spanțovului și poate și la țară s-a lucrat foarte mult cu pământ, fraților, cu bani, că eu am fost acela care am trăit în perioada aceea și frații noștri și părinții mei sunt din 11 frați. Casele lor erau lipite cu pământ și cu banecă. Și paturile lor erau de saltele, pline de paie. Și schimba acele paie. Dar când deschidea gura și se ruga și se închina, acolo era prezența lui Dumnezeu. Acolo era puterea lui Dumnezeu. Acolo era vindecării. Și când se zicea aleluia, era aleluia. Când se zicea binecuvântat să fie Domnul, era binecuvântat să fie Domnul. Nu e greșit să ai o mașină bună și să ai o casă bună. Nu e greșit pentru că și eu am o mașină bună și am o casă bună. Nu e greșit în lucrul acesta. E greșit atunci când inima ta aparține celor lucruri. E greșit când inima ta este legată de acele lucruri. De multe ori astăzi este cuvântul acela, Domnul m-a binecuvântat. Domnul m-a binecuvântat cu două case sau cu trei. Da, oare? Dar în casa ta nu doarme nimeni. Domnul m-a binecuvântat cu o mașină tare și puternică, dar în mașina ta nu se urcă un bolnav. Și spui, Domnul m-a binecuvântat. Aceasta credem noi că este binecuvântare astăzi. Aceasta credem noi că este binecuvântare. Domnul m-a binecuvântat cu trei slujbe, dar a rărit biserica. Trei slujbe unii au frații și au rărit biserica și spun că este binecuvântare.
binecuvântare este aceea în casa ta să mănânce un sărac și un flământ și să doarmă cineva. Aleluia! Binecuvântarea este când te trezești dimineața și dormi liniștit pe patul tău și te trezești dimineața cântând și zici: bună dimineața, Duhul Sfânt! Folosește-mă astăzi și trimite-mă! Aleluia! Binecuvântarea este aceea să mergi pe drum și să răspunzi la telefon, să nu-ți închizi telefonul. Să răspund la oricine la telefon. Poate la capătul firului este cineva care are nevoie de un sfat. Dar astăzi telefoanele noastre sunt ocupate și răspundem poate numai la cei ce sunt importanți sau ne frică că cineva ne sună pentru că ne amenință viața. Binecuvântarea este să mergi pe drum și cineva când te vede să zâmbească, nu să-și întoarcă spatele și să spună cuvinte urâte. Aceasta este binecuvântare. Amin, da. Și în seara aceasta Dumnezeu să ne dea această binecuvântare. Amin. De care avem nevoie. Această binecuvântare. Și Dumnezeu să ne ajute, așa cum spune cuvântul Domnului. A botezat cu Duhul Sfânt. Ioan spune și cu foc. Eu nu sunt vrednic să-i dezlecure o încălțăminte. Dar vine acela care este mai mare decât mine. Și va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și astăzi nu mai este foc. Este fum. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne, Doamne, să fim botezați cu focul Tău din Ierusalim. Înainte ca Petru să fie botezat, el s-a lepădat de Domnul Iisus și a strigat cu voce tare: Doamne, sunt gata să mor pentru Tine! Sunt gata să merg cu Tine până la moarte! Și Iisus a oprit și a spus: stai așa, Petre, nu te grăbi! Stai așa, nu te grăbi! Te vei lăpăda de mine! Pentru că nu mă cunoști! Te vei lepăda de mine pentru că nu mă cunoști! Oare nu-l cunoștea? Oare nu-l cunoștea pentru pe Iisus? 3 ani de zile? N-a fost suficient, este suficient să te întâlnești cu cineva de 2-3 ori și îl cunoști. Și Petru merge cu Iisus 3 ani. Și Domnul Iisus îi spune: nu mă cunoști, Petru! Nu mă cunoști! Te întreb în seara aceasta și să mă întreb de când am îl cunosc pe Domnul. Câți ani am de când îl cunosc pe Domnul? Și poate ne lăudăm, îl cunosc de 10, de 15, de 20 de ani. A cunoaște pe Domnul înseamnă să trăiești și să simți puterea Lui. A cunoaște pe Domnul înseamnă să simți lacrimi pe obrazul tău și să simți că trăiești pentru Iisus. Asta înseamnă să-L cunoști pe Domnul, să simți pe spatele tău, așa cum spune Petru și Pavel, simt rănile Domnului Iisus Hristos. Și când a cântat, a deschis gura la 2 dimineața. Ne vom uita în seara aceasta, până când vom sta. Spre dimineață, Petru, Pavel și Sila se ridică și cântă și laudă pe Domnul. Și nu cântă încet, cântă tare pentru că ceilalți l-au auzit. Doamne, ajută-ne! Să cântăm și în casele noastre, să cântăm și la biserică, să cântăm și pe drum și în mașinile noastre, să cântăm și să lăudăm pe Dumnezeu. În seara aceasta rămân la aceste cuvinte și cred un singur lucru, numele Domnului Iisus Hristos, că bisericile astăzi în România se va ridica. Bisericile astăzi în România se va ridica pentru că este singura instituție, este singura autoritate care este dată de Dumnezeu. Este biserica Lui. Nici Băsescu și nici o instituție nu este cea mai mare autoritate. Și cea mai mare autoritate este biserica. Să zicem și noi, cum a zis Petru, ceea ce am îți dau, ridică-te și umblă. Petru a pretins și a zis: ceea ce am, ceea ce am, a pretins. El avea această putere și Dumnezeu să ne ajute și pe noi. Să avem această putere noi și acest Duh al lui Dumnezeu. Pentru că sunt atâtea probleme și atât bolnavi, chiar și în casele noastre. Și mi-aduc aminte de copilul meu când a căzut de sus de la masă, că avea 4 anișori, 5 anișori avea. Și a stat 4 ore pe patul acela. Și eram cu frații, stăteam pe hol
Și asistentele erau înăuntru și noi stăteam pe hol și ne rugam la Dumnezeu. Și credeam că dacă o asistentă va ieși și va spune că fiul meu nu va trăi, eu credeam că Domnul îi va da viață. Și așa a fost. 4 ore a stat nemișcat. Aparatele acelea bătea pe el. Și așteptam acolo pe hol și ne rugam și credeam în Dumnezeu. Și odată se deschide ușa și spune, copilul tău este în viață. Acesta este Dumnezeul nostru. Adevărata cărămidă, puternică și plină de valoare este aceea care este pusă în cuptorul acela cu foc. Arsă la cea mai mare temperatură. Când iese de acolo, este cea mai puternică cărămidă. Tu ești. Eu și tu suntem o cărămidă în zidul lui Hristos, în biserica lui Hristos. Și Dumnezeu vrea să zidească pe noi. Și în seara aceasta Dumnezeu să ne ajute să fim o cărămidă și să se zidească pe noi cuvântul lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Rămân aceste cuvinte și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în continuare. Amin.